Luptă grea pentru funcția de primar al municipiului Galați. Primarul în funcție, viceprimarul, un fost primar și trei deputați se bat pentru a câștiga postul de edil al orașului de la Dunăre. Cu toții au trecut în repetate rânduri prin testul electoral și speră ca data aceasta să-și adjudece victoria. Mare parte dintre candidați au șanse apropiate de a ajunge primar, de aceea campania electorală care va urma se anunță a fi aprigă. Actualul primar al Galațiului, Ionuț Puchianu, candidează din partea PSD pentru încă un mandat. Se mândrește că a reușit să atragă 204 milioane de euro din fonduri europene, bani investiți în diverse proiecte. Sufletește sunt legat de refacerea centrului orașului, acolo unde pentru prima dată după aproape 50 de ani de zile, cred că nu ne mai e rușine să ne invităm, eu știu, rudele din afara orașului nostru în a le arăta centru. Parcarea supraterană, intrările în oraș, strada Brăilei, interioarele de cartier. Marius Stan, fost primar în perioada 2012-2016, vrea să revină în funcție din partea Pro-România. Am câștigat un campionat, am jucat în Champions League, performanțe deosebite, greu de repetat. În administrație consider că mandatul pe care l-am avut 2012-2016 a fost unul dintre cele mai reușite mandate. Actualul viceprimar al orașului, Picu Apostol Roman, are cea mai mare experiență în administrația publică locală într-o funcție de conducere. Candidează pentru postul de primar din partea Partidului Puterii Umaniste Social-Liberal. De 16 ani lucrez în administrația publică locală. Administrația publică nu este un lucru simplu și nu e la îndemâna oricui. Nimic din ceea ce s-a construit în Galați nu s-a făcut fără sprijinul meu. Am adus și mi-am adus aportul la orice lucrare mare din Galați. PMP îl propune pentru postul de primar pe deputatul Cătălin Cristache. Pe listele de consilieri se află Dorinel Munteanu. Proiectul pentru un oraș curat, pentru un oraș curat din toate punctele de vedere, pentru o primărie curată, pentru o instituție din subordinea primăriei curate. Venirea domnului Dorinel Munteanu pe listele PMP la municipiu e un atu pentru noi. ALDE merge pe mâna deputatului Cristian Dima. Cred că mă încadrez în profilul candidatului care îl recomandă o experiență amplă și o istorie a realizărilor anterioare în ceea ce privește atât componenta administrației locale cât și componenta administrației naționale. Candidatul PNL-USR vrea să câștige voturile gălățenilor cu proiectul de oraș metropolitan care să atragă investitori. Tinerii ne pleacă, investitorii nu-și mai asumă oportunitatea. De a investi aici, ci riscul de a investi în Galați, iar motoarele economiei locale încetinesc și ne uităm ce se întâmplă în aceste zile în care se pune problema unor sute. De oameni care devin din angajați șomeri.